mediului mâncând cina cea de originală. Ne vom ospăta original. Avem atâta pâine. Uite, niște pule. Avem aici, ce avem noi aici? Bârzică. Ia să vedem cum pute bârzica. Dacă putea căca, înseamnă că bea franțuzetă. Putea urtă. Așa, aici avem salată icreuțile. Icreuțile, ia, putea pute a vechiuțile. Lasă că e bine a vechiuțile. Și aici mai avem înștiuletile. Așa. Preferam țelină, dar lasă, bine că mi-a adus țelină, că întâi trebuie să băgăm de asta. Ca să-mi vină vedere, să văd pizda. Deci, ce conține fată care nu știe aia ce e apa? Apa e o substanță care tu o bei și de cealaltă. Degeaba o bei. Așa. Uite, bea apă. Vezi? Nu, e vodka. E vodka, fată. Ce sunt Sarkozy? Hai zi, Sarkozy! Mă băgăm de fumul! Și băgăm... La niște corpul ăsta. Conține un precursor al vitamina A. Hai să învățăm fetele. Să fie deșteptit. Cum se numește precursorul de la vitamina A? Se numește beta-caroten. De la ce vine caroten? De la carot, adică morcov. Dar și zice aia, că iau zicopet. Ce face corpul cu beta-carotenul ăsta? Îl transformă în vitamina A. Ce face vitamina A? E bună pentru multe chestii. Pentru pele, pentru brainwash, nu, pentru brain, în special pentru că brain-ul, când erai tu fiotus la măta în burtă și erai chiar copilaș în geraș, când te dezvoltai tu embrional, așa, cred că ai născut până anal, dădeai de oameni, poetesă, pampersă, libresă, atunci te-ai format odată cu piele, creierii. Aia mișto. Și ce face beta-carotenul ăsta? În principal, noi știm că e bun pentru los ochos, pentru retină. Intră în metabolizarea chiar a aia, îți face vederea mai bună. Așa se zice. În lipsa vitaminei A, faci o avitaminoză și nu e bună. În exces de vitamina A, iar nu e bună. Tu ai făcut un exces. Ce e mult, strică. Adică dacă o preferez la faza asta băutura și îl pipa unul să deschide geamul în autobuz, ca nu mai suport. Este căcat. Dar nu că am băut-o bere mai devreme. Dar era foarte devreme. Eu nu mai puteam bere. Dar tu nu poți. Dar de ce era așa jăgoasă? Tu puteai. Putea tot autobuzul. Și de ce putea? Nu că la respirația mea, că am făcut baia. Dar nu trebuie să-ți explici el. Că noi de fapt suntem puturoși. Eu nu sunt puturoasă. Uite, eu bag aici, știi? Dar tu ești o puturoșică mică. Veneau oameni de la scârbiciuri. Și transpirați. La ora aia, da? De muncitorii. Ca să-ți dea ție statul medicamente. Dar tu după aia se duci lumea. Da? Să le dai ordine. Și să fie important că pățâna ta, oamenii se uită și zice, ia uite și corecunești. Oricum tu, pizda ta, nu poate fi pusă la muncă. Trebuie să-ți dea medicamente, într-adevăr, că faci urât. Da, nu crezi cu ea. Și e bine că te pune domnul psihiatru, eu ce face mâine, m-a amenințat. Ce o să facă domnul psihiatru? Să vină peste mine să dai colat?
Nu, te spun că nu-ți iei medicamente, dar ia ce e pe trebuie cu tine. Îți beau din pensia ta, ce pula? Fă, curvili. Nefututili. Lăsați poezia pentru poetele voastre. S-au scris și voi poezii. Dite să aveți timp ocupat, ca să vreau să. Da? Da. Ba pula. Deci tu m-ai remarcat și nu te-ai remarcat. Deci să mă. Că tu ai făcut primul pas. Ai zis. Deci când e în zeamă, că nu mai sunt pe ori. Când o văd, puu, poetesa! Deci eu dacă nu te-am remarcat, bă, dar a fost ca la 649 de ani, chiar când autobusul ăla. Dă-i seama că nu era, era chiar coincidență. Pentru că înainte de autobuzile alea, eu am mai fentat câteva autobuze, că era prea plin. Deci acum chiar a fost coincidență. Da, a trecut coincidență. Nu putea să suporte pita. Ce ai fetile? Ai crescut în palatul de cristale și prințesă? Păi ai crescut un cântec de dragoste, dedicație specială pentru baba nebună. Așa ți-am pus eu coleca. Dacă tu mi-ai zis mie că nu mai mă suport, eu zic și eu. Eu te suport. Și că eu te suport. Te suportă oamenii. Da? Da. Ca tu să nu mai suporți. Oamenii ăia te suportă prin impozite și alea. Oamenii ăia obosiți. Da, te suportă. Chiar și domnul psihiatru plătește impozite din salariul lui și alea. Și toate alea. Ca să te suporte pe tine. De la tine ce produs valoare bine? Nimic. Doar că ți-ai o sticlă de apă pe, după tine, pe tine. Am trecut, am văzut îmbrăcată bine. Pe casă de dimineață. Mi-am dat seama că te-ai dus la pulă. Erai îmbrăcată de pulă. Acum ce ai jăgărit? Nasol, că o să te-ai singurit acasă. Dar eu îmi imaginez în capul meu că la sărăcia care o ai tu n-ai internet, sunt bogat. E bine că nu mă vezi. Și știu că eu nici nu știu nimic. E dat ce inefabil ești. Și atracție sexuală mă face de tine. Mai ales când ne-am cunoscut că rău. Tu te-ai înfigiu în mine. Deci îți place pula. Și eu ți-am zis atunci când vedeam că te-ai înfigiu în mine. Băi, cu ce zic zero în mine. Ce vrei, doamnă? Vreți să ne putem? Ți-am zis în față, că așa le zic la dată. Vreți să ne putem? Nu că am prieten. A. Ca nu că am prieten. Nu că am prieten. Deci îl ai pe unul Luca. Deci știi cum îl cheamă prietenul tău, Luca. Deci nu că, bă, internaut, care vă uitați la mine. E unul Luca, îl cheamă Luca. Se fute cu o poetesă. Altra cu Luca, bă, invidiați. Ia uși, Luca. Deci putem să facem episodul următor, iubire dintre Luca și poetesa. Ce nume să-i dăm la asta? Angelica. Angelica. Dă-i acolo. Am numit de Angelica. Uite, mănânc urmă. Deci, pregătiți-vă să te promo. Uite, vezi? Arată ca o pulă plină de slobozi. Atare nu că slobozi. Cum se îndreaptă pula spre lucru, spre aia. Știa că se uită albele și întâi la mine. Foarte bine ca să știe să se păzească. Dar nu că.
Adică așa ceva nu se face.